Câte 5 kilometri sunt nevoiți să parcurgă unii elevi din satul Cobâlea, raionul Şoldăneşti, pentru a ajunge la liceul din localitate. Părinții acestora sunt indignați că, în rezultatul optimizărilor din domeniul învățământului, copiii au lăsat școala din apropiere și au a merge în celălalt capăt al satului, unde este amplasată școala de circumscripție. Nu s-a observat trecerea asta. Copiii foarte repede s-au împrietenit, au devenit din nou un nou colectiv și lucrăm fără probleme, nu apar probleme absolut deloc. Deja jumătatea de an, ușile gimnaziului din Cobâlea nu se mai deschid pentru copii. O clădire cu 3 nivele a fost abandonată odată cu implementarea reformei școlare. Oamenii din sat nu pricep care a fost rostul investirii a milioane de lei pentru reparația imobilului și dotarea instituției cu utilaj. În plus, cei de la Cobâlea acuză primăria că nu mai asigură deplasarea copiilor cu transport special. De ceva timp, pentru a ajunge la instituția de învățământ, copiii parcurg pe jos zilnic, tur-retur, până la 10 kilometri. Nu știu cine s-o gândit, dar nu știu acum, este rutieră ori nu? Nu mai este nimic. Nu e rutieră. Cum să duc un copil de ei să atumă și niște unul la școală? Eu socot că greu au făcut cu închis școala și aia. Eu n-am pe nimeni de pilă, dar mă uit cu copiii dimineața ca așa zice 2 ore, chiar puteți plânge urma lor. Cau pe jos, dar păi să-i drum să margă ei. Câți kilometri? Ia ca de unde trăiește, eu știu unde trăiește, până la școală și undeva 5 km. Dar copilul să dimănă 5 km dimineața? Este kilometraj tot încolo și încoace, dimineața cum s-o dus. Eu chicat de 2 ori, până aici l-am adus, l-a chicat, m-am întors apoi, l-a udat și când acolo întârzii la lecție și gata. Spuneau că o să-i transporti cu un autobuz. O rutieră iar, dar văd că nu s-o dus rutiera 2 zile, o zile. Distanța este mare, mai mult de 3 km, să zic așa, dar asta este pe o perioadă foarte scurtă, din motiv că la moment, rutiera care o transporte copiii se află la o reparație capitală, dar de la 1 februarie elevii o să fie transportați cu rutiera la ora 8:30 și o să fie 2 cursuri, fiindcă rutiera este mică. În timp ce unor copii nu le convine transferul dintr-o instituție în alta, alții sunt bucuroși că școala a devenit mai aglomerată. Acest lucru îl confirmă și profesorii, doar că unii sunt nemulțumiți din cauza salariului redus. Asta se întâmplă pe motiv că numărul cadrelor didactice a sporit. Numărul de ore puțin s-a înecșorat și, desigur, nu mai este de unde să îndestulăm șarja didactică cu peste un salariu. Însă, numai câțiva profesori au aproape de un salariu, câțiva. În rest, toți au salariu de plin. Intenționam să aflăm opinia și a cadrelor didactice care anterior au muncit în cadrul instituției comasate, dar acestea s-au abținut de la comentarii. De altfel, nu am aflat răspunsul nici la întrebarea privind soarta fostului gimnaziu. Atât administrația liceului, cât și cei de la primărie au refuzat să discute la subiect. Nu vreau să spun nimic. De ce? Am așa motiv. Având capacitatea de 600 locuri actualmente la școala de circumscripție din Cobâlea, își fac studiile aproape 300 de copii. 100 din aceștia sunt elevii gimnaziului comasat.